Aproape victorie pentru România. Cel puțin așa spune Klaus Iohannis. Președintele anunță cu bucurie o reușită la Consiliul European. A stat de vorbă cu liderii Europei și spune că România va intra în Schengen la anul. Am tras concluzia că de data aceasta pregătirea va fi mai profundă, mai bună și că se dorește o soluție. Așteptarea mea este ca România să intre cu drepturi depline, fără alte condiții, în cursul anului 2023 în Schengen. Și premierul Ciucă este dispus să facă toate eforturile. Dacă președintele a zis 2023, atunci guvernul are cale liberă. Dacă domnul președinte a anunțat că există această posibilitate pentru anul 2023, nouă nu ne rămâne la nivel guvernamental decât să continuăm și să intensificăm demersurile pentru a ne atinge acest deziderat. Concluzia lui Charles Michel ne arată lumina de la capătul tunelului. Președintele Consiliului European promite aderarea României la Schengen în 2023. El consideră că încă se mai poate găsi o cale de urmat în următoarele luni. De partea noastră este și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care a ținut să transmită din nou că ne susține. Austria's position is that we have to support Bulgaria and Romania. It is not a question countries against countries, it's a question of security. We have in Austria more than 75,000 not registered persons, and we know that 20,000 irregular migrants crossed Romania. Concluzia pe care a transmis-o Iohannis după discuțiile de astăzi este că toată lumea a înțeles necesitatea de a rezolva problema Schengen. Solidaritatea pe care am arătat-o noi a dus la niște așteptări, iar România așteaptă semne clare din partea Uniunii Europene, spune Iohannis. Chiar și așa, Austria mai așteaptă puțin, măcar până rezolvăm problema migranților ilegali. Nehammer spune că suntem vinovați de trecerea ilegală a 20.000 de persoane.